Nici nu știu de la cine să încep și la care să încep să vă mulțumesc. În primul rând, îi mulțumesc Providenței că m-a luminat să scriu această carte și băiatul care m-a provocat după Rebela, că întotdeauna, să știți, că în viață avem nevoie ca cineva să ne dea un ion. E așa, un fel de a zice să ne provoace. Așa că, pe lângă aceste întâlniri, eu am mai adus foarte multă lume, adică am făcut viză de reședință sau cititorii bibliotecii municipale și a bibliotecilor din Chișinău, încă multor copii din împrejurim și chiar din Republică. Mulțumesc bibliotecii, unde cândva veneam studentă timidă și ceream cărți pentru a citi. Probabil că atunci s-a produs impactul, să știți. Niciodată nu știm când ni se întâmplă sau minunea sau când suntem binecuvântați. Încerc, văzându-vă aici de la toate bibliotecile scumpe, dragi bibliotecare, eu am zis-o și o repet, sunteți flăcăii, nu schimb genul, dar metaforii, care scoateți cărțile scriitorilor la coră. Știți cât de mult înseamnă? Ai făcut cartea ca pe o fată mare și aștept să vină cineva, că așa era înainte. Fetele nu se duceau ca acum la dans, unde se fac dansuri neinvitate. Trebuia să vină un flăcău și tot satul se uita, uite pe cine a adus-o la coră. Uite, așa s-a întâmplat și cu cărțile mele. Deci vă mulțumesc mult că mi le-ați scos la coră. Acum, eu aș vrea să vă întreb cineva care îmi spune, care vrea să mă provoace, despre ce ați vrea să scriu? Eu știu, eu deja lucrez la povestea satului meu. Chiar azi am avut o replică foarte... M-a durut și am vrut să fiu rea, după care m-am gândit niciodată atunci când vine o pietricică și te lovești fie din spate, fie din față, nu este întâmplătoare. Cineva a zis că am scris despre Iași. A zis, dar ce? De satul tău ai uitat, îl neglijez? Mi-a zis, și eu am vrut să zic ceva așa, zic, dumneata, știi, de fapt, știi sau nu știi că eu, de fapt, scriu despre sat. Dar m-am gândit, nu trebuie să fiu răutăcioasă. Pur și simplu i-am promis acelei persoane că o invit la prezentarea cărții mele despre sat. Să nu ne supărăm atunci când ne se face o observație, o replică, înseamnă că e o provocare să facem ceva mai bun. Deci, care dintre voi vrea să-mi sugereze o idee? Nu înainte de a mă lăuda, am venit aici cu o carte, e proaspătă, e nouă, e unică, aștept să-mi aducă de la editură și alte cărți. Cine a venit? Este despre frățiori, pentru frățiorii, surioarele voastre mai mici. O carte pentru cei mai mici. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru că, credeți-mă, și eu am învățat și pentru mine au fost niște lecții toate întâlnirile la biblioteci și voi nici nu vă dați seama, dar în fiecare dintre voi am văzut un personaj. M-am văzut pe mine cea de altă dată, cei care s-au mirat cum de am fost în pielea adolescentului. Am cartea prietenul meu, Elenis, propriul meu jurnal care m-a ajutat. Și v-am văzut pe unii cum veți fi mâine. Cosmin, tu vei fi un actor extraordinar. Și prietenele tale și colegii, n-am reținut numele tuturora, dar parcă ai pozat pentru cartea mea, dar este una accidentală. Fotografia că nu se seamănă foarte mult. Băieților de la Colegiul Tehnic, să știți că m-a bucurat că ați venit foarte sinceri, foarte firești, cu adevărat că acolo ați fost mai guralivi, ca la voi acasă, dar aici ați fost așa mai plin de emoții. Mulțumesc Bibliotecii Tulescu, Traian, Ștefan cel Mare, Rebreanu, unde a mai fost Târgu Mureș, Maramureș, Transilvania, și, desigur, bibliotecii Târgoviște, unde mă aflu eu și unde mă simt bine și unde, de fapt,
sunt a acestui sector. Deci, era și firesc. Noi suntem cam mulți scriitori pe metru pătrat aici sau de Căciuri. Da. Da. Oricum este frumos și minunat să-ți vezi roadele. Poate unele spuse sunt cu avans, poate unele sunt o provocare, poate oricum să știți, pentru un scriitor contează foarte mult să afle că i-a fost purtată cartea. O carte nu trebuie să stea, o carte trebuie să iasă în lume, trebuie citită. Și de aceea eu vă mulțumesc. Și acum cineva e cu vreo provocare, cu o idee, știți că înseamnă foarte mult. Despre ce ați vrea voi? Poate o carte, pur și simplu o carte despre dragoste, sau o carte, mă gândeam eu, cum să intri în adolescență și cum să ieși din ea. Este foarte greu și foarte repede ieși din această vârstă. Eu m-am mai bucurat încât de ceva. Am fost o echipă foarte frumoasă în această campanie. Mie mi-e foarte drag Vasile Romanciu cu poeziile lui, consacrate și copiilor și mai marilor. Constantin Cheanu are o novelă care poate sta alături de fraierul meu, Mereșor, m-a impresionat. Citiți-o, citiți-o. Vedeți că eu fac publicitate și colegilor mei. Eu când citesc o carte, parcă-s găina cea care găsește mărgica. Imediat telefonez și transmit mai departe. Citiți, găsiți, vedeți cartea colegului meu, că este foarte bună, sau o carte din literatura clasică, din înaintaș, și o carte trebuie să o povestești, să o transmiți mai departe. Eu vă mulțumesc, sunt așa sinceră, cu emoții am venit, cu gândul să nu întârzi, că niciodată nu mi-a plăcut să fiu așteptată. Vă mulțumesc din suflet și fericit cel ce ridică suflet mare în casă mică. Neferice e cel ce are suflet mic în casă mare. Nu sunt ale mele versurile, sunt ale lui Vasile Militaru, dar îmi plac enorm. Și să știți, cu o carte, de la o carte la alta, poți să-ți aduni o bogăție pe care nimeni să nu ți-o ia. Pe când bogățiile cele văzute, într-o clipită le poți pierde. Și termin cu alt vers care îmi place din Eminescu. Cu mâine zilele îți adaugi, cu ieri viața ta o scazi, având cu toate astea în față, de-a purul ziua cea de azi. O clipă ne-a adunat ca într-o alună fermecată, eu vă dăruiesc această alună și peste ani, întâmplător că vă va fi greu, chemați-mă și poate că așa, printr-un miracol, prin cărțile mele, vă voi transmite un răspuns. Răspunsul dorit. Asta v-ar spune orice autor și fiecare carte. Visul meu, cel mare din copilărie, este să rămân o noapte în bibliotecă. Eu sigur că s-ar produce o minune. Asta vă doresc și vouă. Să vă umpleți de dorul și de dragul de carte, de a citi. Mulțumesc mult! O mână ridicată, da? Bună ziua! Mie mi-a plăcut foarte tare cum dumneavoastră ați descris tot prin ce trecea personaj principal. Așa că am venit cu o idee și mi-ar fi foarte interesant dacă ați scrie o carte horror. Pentru că scrieți foarte... O carte horror? Horror. Da. Ah, horror. Groază, da. Da. Pentru că... Nu trebuie. Hai. Pentru că descriați foarte amănunțit și, nu știu, mi se pare foarte interesant. Eu am încercat să scriu o carte, nu de oroare, dar de un adevăr așa tot cutremurător și mi-am dat seama că trebuie să fii foarte atent cu asta.